Salutare, pariori! Pentru ziua de sâmbătă, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 5 pronosticuri. Cipro-Georgia. David Chirilă o vede pe Georgia favorită la victorie, aceasta având șanse mai mari la calificare și totodată un lot superior adversarei sale. Georgienii au suferit o singură înfrângere în ultimele 14 meciuri disputate, așa că tipsterul nostru propune pariul X2 și peste 1,5 goluri. Muntenegru-Ungaria. În opinia lui Alex, Ungaria are una dintre cele mai bune generații din istorie, aceasta înregistrând rezultate senzaționale în ultimii ani. Astfel, maghiarii ar trebui să domine această partidă, iar tipsterul nostru mizează cu încredere pe cel puțin un gol marcat de aceștia și minimum 3 cornere obținute. Wade ne aduce în atenție meciul cu numărul 3 din finala campionatului turc de basket dintre Pinar și Anadolu Efes. Cei de la Anadolu au reușit să câștige primele două partide și mai au nevoie de o singură victorie pentru a sărbători câștigarea titlului de campioană. Cu toate acestea, tipsterul nostru crede că Pinar nu se va lăsa învinsă foarte ușor, așa că recomandarea lui este pariul de tip handicap Pinar plus 10,5 puncte. Belgia-Austria. Johnny consideră că Belgia este net superioară adversarei sale și, ținând cont că va evolua pe teren propriu, sunt șanse mari să o vedem câștigătoare în această partidă. Prin urmare, pronosticul tipsterului nostru merge pe 1 solist. New York Mets St. Louis Cardinals. Andrei Cinculescu spune că gruparea newyorkeză deține un compartiment ofensiv puternic, înregistrând o medie de peste 4,4 ranuri per meci. Mai mult decât atât, aceasta a punctat de minimum 4 ori în 8 din ultimele 10 partide și, având în vedere că adversara ei are o defensivă modestă, tipsterul nostru mizează cu încredere pe cel puțin 4 ranuri reușite de New York Mets. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.